Bună ziua, bun găsit! Eu sunt Cosmin Ruscior, mulțumesc că ne ascultați. Este ora 13 și 31 de minute. România este ceva mai curată astăzi după ziua de 12 mai. A treia ediție a campaniei Let's Do It Romania s-a desfășurat sâmbătă la nivel național. Ce au găsit acolo voluntarii? Câți oameni au participat la strângerea gunoaielor? De ce e de fapt nevoie de astfel de evenimente cu tentă ecologică în România? Invitată la Planeta Verde astăzi este una dintre coordonatoarele campaniei Ana Maria Hâncu. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Uh, mulțumită de cum a decurs acțiunea? Suntem mulțumiți, toată echipa e mulțumită, pentru că a fost un timp foarte scurt de mobilizare din partea organizatorilor și un răspuns foarte bun din partea partenerilor noștri și voluntarilor, după cum am văzut, sâmbătă, la curățenie. Un timp scurt, pentru că de această dată, să amintim, nu ați mai organizat această campanie în septembrie, cum o făceați în, în primii doi ani, ci în, la începutul primăverii. De ce? E adevărat, până acum ne obișnuisem ca în septembrie să fie ziua națională de curățenie, doar că anul acesta ne-am dorit să evităm orice fel de risc de a fi asociați politic și de a fi implicați în diverse campanii electorale. Așa că la începutul acestui an am decis că e mai bine să facem această acțiune de curățenie în mai și timpul a fost foarte scurt de mobilizare, a fost iarnă, a fost foarte multă ploaie ulterior și a fost greu să facem cartare și multe alte lucruri. Însă am reușit să ducem la bun sfârșit organizarea și să facem curățenie sâmbătă. Mai ales că în septembrie, dacă ați fi făcut atunci această, această campanie, cel mai probabil nu ați fi știut cu cine să dialogați, nu? E un siguranță. an cu două runde de alegeri. Da, a fost o problemă și pentru noi faptul că s-a schimbat guvernul, avut vreo patru până să ajungem la finalul acțiunii. A fost complicat pentru că aveam foarte mare nevoie de sprijinul Ministerului Mediului și știți foarte bine că în fiecare an au fost de mare ajutor și în acesta nu mai știam ce se mai întâmplă, dar am reușit până la, până la, urmă să, să colaborăm și pentru această campanie. A participat la această acțiune și Rovana Plumb, nou da. ministru? Da, doamna ministru a fost la curățenie sâmbătă împreună cu o parte dintre colegii mei, undeva la Țegheș, aproape de Giurgiu, dacă nu mă înșel. 0213184040 318 4040 puteți intra în direct cu noi dacă doriți. Discutăm despre a treia ediție a campaniei Let's Do It Romania, o campanie care, deja să recunoaștem, a devenit un fel de brand național, nu? Da, Aveți această impresie? Da, am observat și pe internet sau în ziare cum se întâmplă un lucru legat de gunoaie, asocierea foarte puternică legată de Let's Do It Romania și oamenii caută explicații la noi sau caută soluții sau diverse alte lucruri. Ceea ce ne bucură pentru că, având foarte mulți parteneri la acțiunile noastre, reușim să găsim soluții în cazul în care ele sunt necesare sau să îi direcționăm pe oameni către cele mai, importante, cele mai potrivite variante. Înainte să întreb ce rezultate aveți, v-aș întreba de ce se impune de fapt o astfel de acțiune în România. Spuneam, iată, sunteți deja la a treia ediție, din ce în ce mai mediatizată de la un an la altul. De ce? De ce e nevoie? E nevoie pentru că în România, după cum știm, sunt foarte multe gunoaie. În același timp sunt foarte mulți oameni cărora nu le pasă de mediul înconjurător și aruncă gunoaiele pe unde apucă. În același timp știm foarte... adică am observat și dorința, mai ales copiii. Copiilor le place foarte mult să vină la astfel de acțiuni și pentru noi este, pentru noi este foarte important pentru că ei pot da mesajul mai departe. Ei pot uh -huh. vorbi și pot crește în spiritul ăsta. Pentru că, la urmă, e important ca peste ani să nu facem curățenii la infinit, și oamenii să înțeleagă, să înțeleagă mesajul acestei campanii. În egală măsură, anul acesta a fost și un context un pic diferit. Comunitatea Let's Do It World, din care facem și noi parte, și care adună la oaltă toate țările din lume care își doresc o țară mai curată, și-a propus să organizeze curățenii în 100 de țări. Și România nu putea să lipsească din, această, din această, acest context. Și am făcut curățenie sâmbătă cu Republica Moldova, cu Turcia, Bulgaria, Congo și ieri a făcut curățenie și Marea Britanie. Ce rezultate aveți? Nu știu, știți deja ce cantitate de deșeuri sau cât sași de gunoi ați strâns, câți oameni au fost acolo? În acest moment, rezultatele parțiale indică un număr de aproximativ 150.000 de voluntari care au fost la curățenie. Iar în ceea ce privește numărul de saci de deșeuri colectați, avem ca rezultat 250.000. Însă rezultatele clare o să le avem zilele acestea pentru că raportarea continuă. E un proces un pic mai lung. 150.000 de voluntari așadar și circa 250.000 de saci. E mai bine, mai rău, la fel ca anii precedenți? Um, anul și trecut, alt context, totuși. Da, anul trecut la acțiunea de curățenie, am, uh, voluntarii, care au fost aproximativ 300.000, au strâns 750.000 de, de saci, dacă nu mă înșel. Însă acum a fost mult mai curat, pentru că dacă am făcut curățenie în septembrie, a fost iarna la mijloc și oamenii nu au apucat să iasă la grătar atât de mult, așa că au fost foarte multe zone în care voluntarii ajungeau și spuneau că este curat și că nu prea au ce să strângă. Ceea ce a fost o surpriză. Cum ați colaborat cu autoritățile? Până acum le-ați căutat voi? Acum putem spune că s-a întâmplat invers? Vă caută ele pentru a se a. asocia, pentru a se radia acestei campanii? Tot noi suntem cei care căutăm, pentru că noi venim cu anunțul. Spunem, anul acesta se întâmplă în data de. acestea sunt coordonate, așa se întâmplă lucrurile. Însă, după caz, sunt receptivi sau nu? Anul acesta a fost și foarte din scurt, după cum am mai spus, ca organizare. Au fost și câteva județe în care au fost ceva probleme pe zona asta de receptivitate din partea autorităților locale, pentru că era și acolo destul de neclar ce se întâmplă, cine e primar, cine e... și așa mai departe. De la ce partid? Exact. Da. Însă, până la urmă, am reușit să o scoată la capăt cam fiecare an și le mulțumim pe această ocazie. Ați în înaintea emisiunii de anumite incidente electorale, să le spunem așa. Puteți să ne amintiți câteva? Da, din păcate chiar sâmbătă eram în toiul acțiunii, să spun așa, și am primit un telefon în Mangalia de la o doamnă profesor, profesor care venise la curățenie cu copiii. Era în fața primăriei din Mangalia, pregătită să plece spre curățenie și când au ajuns la locul de curățenie, după ce au mers pe jos 50 de minute cu copiii, ceea ce mi se pare absolut îngrozitor, copiii au primit tricouri cu însemne electorale pentru a vota un anumit primar. E absolut îngrozitor și în acest moment... Cercetăm să vedem exact ce s-a întâmplat, pentru că nu ne-am asociat cu niciun fel de partid, niciun județ în acest mod și nu este absolut deloc corect față de voluntarii noștri. Am înțeles. Restul instituțiilor din plan local cu care ați colaborat se arată, sau vi se pare că se arată din ce în ce mai deschise pentru acest gen de, de acțiuni? A, Au trecut trei sunt... ani. Da, sunt deschise uh, unor acțiuni de acest gen și, cel puțin în cazul nostru, nu știu să spun de alte proiecte, suport există și interes de a ne susține există și aceea a de fiecare dată acțiunile noastre, organizarea noastră, pentru că altfel ar fi fost foarte greu pentru noi. Poate în unele județe chiar imposibil. Dar mai sunt autorități în plan local care vă întreabă cu ochii mari și mirați cine sunteți voi și ce vreți? De la viața uh, mea sau deja vă știu? Acum s-au mai obișnuit. Acum s-au mai obișnuit cu noi, pentru că există și susținere la nivel central și ajută întotdeauna dacă uh -huh. primesc o directivă de sus, de uh -huh. la centru, e mult mai simplu. Da, sunt foarte mulți care s-au obișnuit cu noi, sunt și oameni mai noi care încă se întreabă ce e cu noi, dar e important că până la urmă înțeleg importanța și ne dau o mână de ajutor. Se mai merge pe principiul acela românesc dar mie ce mi <laughs> Um, mulți se întreabă cine este nouă. Nouă organizatorilor. De, ne implicăm cu atâta ardoare și în cazul unor, cum e și cazul meu și mulți alții, suntem de trei ani în acest proiect, de la prima ediție. Um, da, se mai întreabă, însă, din punctul meu de vedere sau din, din ce am văzut până acum, lucrurile s-au mai schimbat și înțeleg că, mai ales când ne explicăm contextul, faptul că sunt 100 de țări care vor face curățenie, că au fost X țări care au făcut până acum, înțeleg că nu suntem noi mai cu mod sau mai special și uh, își dau seama că se întâmplă în România și că e încă un pas pe civilizație. Bun, a fost așadar a treia ediție a campaniei Let's Do It Romania, sau Let's Do România, cum preferați. Vedeți vreo îmbunătățire a situației? Putem spune că de la un an la altul zonele în care faceți, din care adunați aceste deșeuri sunt mai curate? Sau e greu să vă dați seama? Acum a, a fost cazul ăsta, Acuma, să da. vedem că zonele sunt mai curate. Noi intenționăm ca în septembrie să facem, după ce se încheie sezonul estival și perioada grătarilor și așa mai departe, să facem monitorizarea acestor zone pe care le-am curățat în mai și să vedem cât s-a păstrat, care e situația, să vedem dacă legea picnicului ne va ajuta, într-un fel sau altul, dacă reușim ca împreună cu autoritățile locale să și cele centrale, desigur, să facem o campanie de informare, că e foarte importantă campanie de informare, și de asemenea să, să se aplice amenzi în cazul în care oamenii chiar nu înțeleg că atunci când ești la grătar trebuie să ții cu tine deșeurile. De apropo de legea picnicului, v-a ajutat în vreun fel? Bun, ea a fost adoptată destul de recent. În acest moment nu putem spune că ne-a ajutat, pentru că nici oamenii nu au ieșit foarte mult la grătar și nu Asta spun, dacă nu există o informare foarte clară, degeaba mergi să încerci să-i dai amendă sau să-l ameninți cu ceva pentru că oamenii nu știu exact de această lege. Probabil știu mai mult cei care sunt interesați de, direct de acest aspect. Însă sperăm, după cum spuneam, că în perioada următoare să... Lucrăm mai intens pe această zonă, mai ales că pregătim și alte proiecte pe lângă această curățenie. Să amintim, apropo de legea picnicului, că e vorba de un document care obligă, practic, autoritățile din plan local să amenajeze locuri speciale în care turiștii pot face picnic. Da, eu v-aș întreba, Ana Maria Hâncu, amintesc, sunteți una dintre cele care au coordonat campania Les Doi România. De ce e nevoie, de fapt, de o lege în acest sens? Nu mai funcționează legea bunului simț? Adică de ce trebuie să vină un jandarm sau un polițist să spună pune gunoiul în, în tomberon? Cred că niciodată n a funcționat doar legea bunului simț și nu cred că e vorba doar de România. Sunt și multe alte țări în care se întâmplă așa și chiar povesteam în cadrul comunității noastre Zduit cu Alți colegi în alte țări, că să nu ne imaginăm că dacă e vorba de Elveția, totul este roz. Adică și acolo sunt niște oameni care stau și monitorizează foarte bine lucrurile astea și care dau amenzi și așa mai departe. Așadar, nu suntem cu mult mai speciali, însă dacă nu ne-am dat seama până acum că e bine să să apelăm la bunul nostru simț, atunci vor veni curând amenzile. Și credeți că datorită acestei lege a picnicului veți avea mai puțin de lucru anii viitor? A -a -anii viitor? Cred că este important. Nu e vorba doar de cât mai avem noi de lucru, ci e important ca oamenii să dobândească un anumit comportament. Că până la despre asta e vorba mm -hmm. și de ales duit România. Eu am spus mereu, e poate mai puțin important dacă vii la curățenie, cât este mai important să înțelegi ceva din acțiunea asta. Adică dacă până acum obișnuiești să mai arunci un chiștoc sau să-ți lași petul pe unde apuci prin pădure, uite, poate de acum un nu mai face asta, dar nu vii la curățenie. E perfect normal. Dacă dobândești acest comportament și această gândire și o transmiți și mai departe, cred că România are șanse să fie mult mai curată. 021-318-4040, puteți intra în direct cu noi. Discutăm despre a treia ediție a campaniei les Do It, România, care s-a desfășurat sâmbătă, 12 mai. A fost o acțiune de curățenie la nivel național într-o singură zi. Ați avut vreo surpriză, nu știu, ceva care v-a surprins neplăcut sau plăcut sâmbătă? plăcut a fost faptul că erau destul de multe zone în care nu erau deșeuri și nu s-a întâmplat doar în afara Bucureștiului unde am fost eu și am văzut chestia asta, ci ne povesteau și colegii din țară, mă rog, cât am reușit să vorbim în aceste zile. Uh, pentru că, repet, a fost o perioadă în care nu prea au ieșit oamenii să arunce gunoaie, uh -huh. să le lase prin natură. Uh, ne plăcut, știu că au sunt și zone extrem de murdare și știu că acolo unde a fost doamna ministru, Romana Plumb la Curățenie, era o zonă absolut odioasă. Adică colegii mei erau și ei foarte marcați de ce au văzut acolo, erau foarte multe gunoaie, arăta aproape ca o groapă ilegală. Important este că și dumneavoastră ei văzut că e destul de grav în anumite zone și că împreună putem uh, lucra și schimba uh, ceva în sensul ăsta. Și o altă o poveste neplăcută a fost cele pe care am luat mai devreme, cu partidele politice care încercau să, să tragă foloase de pe urma campaniei noastre. Unde mai exact ați ați mers în acest an? Înțelegem din nou că nu e vorba de orașe, ci de da. zone naturale, ca să spunem așa. Da, 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 ca în România, așa. de la bun Dar început. unde? La munte, câmpie, deal, lac? Uh, Curățenia s-a făcut în afara orașelor, în, locali, în afara localităților, mai precis. Uh -huh. Păduri pe lângă ape, unde după cum am zis și mai devreme s-au votat anumite zone de către propuse de, de voluntari, s -au votat, au votat tot voluntarii și apoi au mers la curățenie în acele zone. Zone care, în principiu, erau cu probleme mai mari. Dar putem face o clasificare geografică a acestor deșeuri? De exemplu, nu știu unde sunt cele mai multe gunoaie. În zone de păduri, pe malul lacurilor, la munte, la deal? Transilvania, Moldova, Muntenia, unde? Așa, pe zone n-aș să spun. Însă, evident că este vorba de zone turistice, care întotdeauna vor fi cele mai murdare, mm. pentru că, cu precădere, oamenii merg acolo și uită diverse lucruri în natură. Și pe la ape sunt probleme și acolo nu putem merge tot timpul cu voluntari, adică nu are cine să-și să asume aceste zone. Știu că mai erau în la în în prima acțiune au fost voluntari cu bărci care strângeau peturi și așa mai departe din apă, însă zonele turistice întotdeauna vor fi cele mai problematice, pădurile. Am înțeles. Va exista și o a patra ediție, a Let's Do it. Nu știm acest lucru. Noi și anul acesta nu ne doream o astfel de acțiune, tocmai pentru că aveam foarte multe critici că e o acțiune herupistă care adună la oaltă exact acei oameni care nu aruncă gunoaie și, sau copii care strâng după adulți și așa mai departe și nu vin cei care ar trebui să vină la curățenie. Decizia de a face curățenie anul acesta am luat-o pentru că se întâmpla în 100 de țări și România trebuia să fie acolo. În acest moment știm că avem alte proiecte pe care vrem să le dezvoltăm și la care se lucrează în acest moment, despre o curățenie viitoare nu știm, dar cu siguranță dacă facem, o să faci în timp util. Spuneați că aveți și alte proiecte. Ne puteți dezvălui câteva sau măcar în linii mari? Da, da, da. Sunt două proiecte despre care am mai vorbit așa câte puțin. Este un proiect de training pe care îl facem în companii și în școli. Fiecare training fiind adaptat publicului cu care discutăm pentru ca oamenii să devină mult mai responsabili. La birou să știm cum să ne purtăm în viața de zi cu zi, la fel și la școala pentru copii. Și mai avem și proiectul pe care deja îl vedem pe site-ul sdoitromania.ro, Registrul Național de Șeurilor. Ceea ce înseamnă că voluntarii oricând pot încărca pe site-ul nostru morman pe care îl văd în afara orașului. Și noi ne asigurăm că monitorizăm cumva acea zonă sau ține legătura cu autoritățile locale și încercăm să găsim soluții, să vedem care, de ce sunt acele probleme în acea zonă, de ce apar gunoi constant și așa mai departe. E un proiect pe care l-am preluat din Slovenia. La colegii din Slovenia funcționează foarte bine și sperăm și în România să să colaborăm cu autorități astfel încât să mai diminuăm din problemele care apar în județe. Interesant, dar aș vrea să dezvoltăm puțin, dacă mă rog, pe cât posibil, primul uh, proiect, cel de training în școli, mai da. exact? Așa cum se întâmplă și în companii. În companii au fost deja câteva training dacă nu mă înșel. Noi am avut și o participare în cadrul școlii altfel. <coughs> îmi cer scuze, Școli altfel de la Ministerul, un parteneriat cu Ministerul Educației, prin care uh, copiii au văzut ce înseamnă să recicleze, au mers cu colegi de e la parteneri de noștri de salubritate, uh, au învățat lucruri de bază despre uh, cum să te porți în natură, cum să economisești resursele. Și a fost un proiect care uh, nouă nu ne-a plăcut și lor deopotrivă. Și atunci încercăm să-l dezvoltăm și mai mult, tocmai pentru ca ei să crească în acest spirit. Iar în companie a existat de asemenea un interes crescut pentru această zonă și prin participarea lor la curățenie și prin aceste informații pe care doresc să le implementeze în cadrul organizațiilor. O întrebare inocentă. De ce copii? De ce copii? Pentru că ei sunt foarte deschiși mesajului de acest gen, pentru că le plac astfel de uh, training sau astfel de acțiuni, după cum am spus și mai devreme, și pentru că, repet, ei vor crește în acest spirit și vor da mesajul mai departe. Deja se întâmplă asta și am văzut și eu, am primit și uh, pe e-mail poveștile lor, cum merg acasă și le spun părinților ce au făcut la Do Doit România sau ce au aflat și pentru noi e cel mai important. Și credeți că părinții vor fi, sau că acești copii vor reuși la rândul lor să, să transmită mesajul mai departe acasă? pentru că practic se întorc acasă după ce participă la aceste traininguri și se lovesc acasă de mentalitatea părinților, care în multe cazuri e cu totul alta. Eu cred că primul pas e faptul că și-au exprimat acordul ca acei copii să meargă la acțiunea asta de curățenie. Până la urmă, uh -huh. merge în natură, sunt gunoaiele strângi, nu e tot mai plăcut. Și al doilea pas e că eu, dacă și părinte, aș fi părinte, m-aș simți jenată să văd cum copilul mă trage de mână că, pentru că am aruncat un gunoi pe stradă sau mai știu eu ce. Cred că ar trebui să funcționeze. O întrebare mai degrabă retorică. Când credeți că vom vedea în România un uh, polițist, de exemplu, care dă o amendă pentru un uh, șofer care tocmai a aruncat ceva pe geamul mașinii, o cutie goală de țigări sau un șervețel? Cred că e interesant de văzut când se va întâmpla acest lucru, pentru că de foarte multe ori, din ce am observat și din ce am mai auzit, sunt foarte mulți oameni care sunt aproape imuni la ce înseamnă polițiști pe stradă sau în trafic știu, ar fi important, asta spun, cu cât există o campanie mai intensă și cu cât oamenii văd că, de fapt, chiar se dau amenzi, eu cred că ar apărea un ușor sentiment, neapărat de frică, dar de reținere de a mai face anumite gesturi complet nepoliticoase, de a arunca țigara pe geam sau pachetul de țigări sau... Am văzut oameni care aruncau pungi de dreptul. Adică, fără nicio problemă, dădeau geamul jos și aruncau, sau scuturau scrumiera. Mie mi se părea absolut incredibil că oamenii făceau cu o naturalitate ieșită din comun. Adică, n-aveau niciun fel de jenă. Că erau și alții care îi priveau. Am văzut anumite străzi în capitală, cel puțin, anumite șosele importante din centru și nu numai, unde au fost montate uh, acele mici coșuri de gunoi pe marginea șoselei, dar îndreptate nu spre trotuar, ci spre uh, artera de circulație respectivă. Tocmai pentru a-i ajuta pe șofer să scoată mai ușor mâna pe geam și să pună direct în aceste coșuri de gunoi uh, deșeul. Nu prea au efect. E puțin mai complicat. Eu am văzut chiar și. Um, acele bele mici puse pe stradă și oamenii aruncau lângă ele. Adică, pur și simplu, lângă ele. Era foarte complicat să întindă mâna nu și nu ca și cum erau adică... pline. Nu erau pline. Da. Când sunt pline, poate pot să mai înțeleg. Nu mai spun că văd foarte multe astfel de uh, coșuri de gunoi arse. Adică, hmm. o altă distracție, probabil. Nu-mi dau seama. Ne apropiem de final în studio RFI se află Ana Maria Hâncu, una dintre cele care au coordonat campania Les 2 România și în acest an, a treia ediție de fapt, ați avut vreodată un sentiment de, nu știu, dezamăgire, vi s-a părut că nu merită să faceți această campanie, de lungul, ce se întâmplă pe teren? De-a lungul acestor trei ani și în perioada de organizare era sentiment de neputință mai, mai degrabă, pentru că Ți se pare că, mi se pare că bat la uși complet închise și că nimeni nu o să ne ajute și nu o să fie acolo pentru noi. Mai ales la prima ediție a fost, cred că, aproape deprimant. Nu știu, cred că orice om ar fi plecat. Mulți au vrut să plece, de fapt. Însă ne-a ținut în loc sentimentul ăsta că poți să faci ceva pentru România și că poți să schimbi ceva în țara asta în care tuturor ni se pare că nu se mai întâmplă nimic și nu se mai schimbă nimic. Și de la an la an sentimentul s-a schimbat. Acum, cel puțin, după cea de-a treia ediție și după ce după cum am spus, timpul a fost scurt de organizare, și totuși oamenii au venit la curățenie. Pentru noi este foarte important. E foarte important pentru că, într-adevăr, României pasă. E adevărat, nu e un număr foarte mare de voluntari. Sunt foarte mulți copii care vin. Dar e important că se întâmplă acțiunea și că oamenii nu spun, a, uite și pe aia fac din nou, lasă să, să ducă și alții că au fost în alți ani. Nu, oamenii vin în continuare și cred în noi și pentru noi cred că e cel mai important lucru. Ce e interesant că la a treia ediție, deja sau, în fine, că, dup deși au trecut trei ani de la începutul acestei campanii, în continuare reușit să strângeți peste 100.000 de voluntari, ce e mare lucru, nu? Foarte mulți nu ne șansă. șanse, nici, ce puțin colegii din alte țări spuneau că la prima noastră acțiune, când ne vedeau foarte entuziasmați și spuneam că vrem 200.000, că acesta a fost obiectivul, 200.000 mm. de voluntari erau foarte sceptici și erau, așa, ne încurajau, dar cu jumătate de gură, când au văzut amploarea acțiunii și faptul că am fost. Și suntem în continuare una dintre țările care a făcut, cele mai mari, care a făcut curățenie în toată țara. Ceilalți fac ori în orașe, ori în afara unui oraș. De exemplu, Turcia a făcut curățenie sâmbătă doar în jurul Istanbulului uh -huh. Ne-a făcut în toată țara. Văzând și ambiția noastră și și determinarea românilor de a ieși la curățenie, au spus, România nu e chiar așa cum credeam. Dar sunt și țări care fac curățenie în orașe? Da. Și Ucraina a făcut în, în oraș... Și sunt multe țări, foarte multe țări care fac doar, nu doar în oraș, dar fac și în oraș, fac în parcuri, fac în fața blocului sau mă știu unde. Uh -huh. Pentru noi era mult mai important să facem în afară pentru că sunt foarte multe probleme și pentru că în oraș plătim servicii salubritate și atunci trebuia uh -huh. să ne focusăm pe zonele cu adevărat problematice în care nimeni nu intervine. Un mesaj de final ca o concluzie, Ana Maria Hâncu, optimistă că în anii următori se va schimba ceva? În primul rând vreau să mulțumesc voluntarilor care au participat la acțiunea noastră de-a lungul vremii și care au fost parte din echipele de organizare și partenerilor noștri. Nu sunt neapărat foarte optimistă, cât sunt realistă. Mă bucur că oamenii înțeleg de ce e important să facem acțiuni ca Lezuit România și să participăm la ele mai precis, că oamenii își doresc schimbarea și că fac ceva pentru ea, chiar dacă deocamdată e foarte, foarte mic așa, și aștept în continuare la proiectele noastre. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu mulțumesc. În studio s-a aflat Ana Maria Hâncu, una dintre coordonatoarele campaniei Let's Do It, România, ajunsă așadar la a treia ediție. A fost o acțiune de curățenie la nivel național într-o singură zi, sâmbătă 12 mai. Eu sunt Cosmin Cior, vă dau reîntâlnire luna viitoare la Planeta Verde la ora 13.30 de minute. Până atunci, numai bine! Planeta Verde. Emisiune realizată de Cosmin Ruscior și oferită de APA Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita!